Gabriela Elena Ruse se numără printre jucătoarele românce prezente în acest an pe tabloul principal al turneului de tenis BRD Bucharest Open. Posesoarea unui wildcard din partea organizatorilor, sportiva legitimată la Clubul Steaua București, speră să facă o figură frumoasă pe zgura din parcul cu platani și să acumuleze cât mai multe puncte în clasamentul VTA. Prezentă duminică la Kids Day, Gabriela a acordat un interviu pentru Steaua TV în care a vorbit despre succesul Simonei Halep la Wimbledon, despre evoluția sa din prima parte a acestui an și despre marele său vis. M-am bucurat enorm de mult. Cred că a fost o victorie chiar și pentru mine, pentru țară, pentru toată lumea. Sunt extrem de fericită pentru ea. Este o performanță incredibilă și este un moment istoric pentru noi. Ce reprezintă acest succes al Simonei pentru tine și pentru tenisul românesc? În primul rând, foarte multă motivație, pentru că ne-a arătat și ne arată în continuare că se poate să vii din România și să ai atâtea succese. Mă motivez în fiecare dimineață când mă trezesc, mă gândesc la ea și îmi doresc ca într-o bună zi să ajung și eu la nivelul ei. Unde ai văzut finala? Am văzut-o într-o cafenea, jos la scara blocului meu, pentru că mi s-a părut atât de important momentul cât am spus că trebuie neapărat să nu-l văd acasă, să fiu undeva afară. Ai primit un wildcard din partea organizatorilor la Bucharest Open în România. Ce reprezintă pentru tine acest lucru? În primul rând aș vrea să mulțumesc pentru lucrul acesta, că oamenii, federația și toți cei care se ocupă de acest lucru au încredere în mine în continuare. Este un turneu foarte important pentru că, în primul rând, jucăm acasă, toată lumea vine să mă vadă și să mă susțină. Îmi doresc să joc foarte bine și să fac un rezultat cât mai bun. Cum e să joci cu atâția copii azi la Kids Day? Am o relație foarte specială cu copiii în general. Mă bucur enorm de mult că o să vină într-un număr foarte mare să joace cu noi. Sfătuiesc părinții, copiii să vină să joace tenis și nu numai tenis, să facă sport, pentru că este foarte important, în primul rând pentru sănătate și în al doilea rând pentru ei ca dezvoltare. Anul acesta ai avut o semifinală și o finală ITF. Ești mulțumită de evoluția ta de până acum? Pot spune că sunt foarte mulțumită de ceea ce am obținut anul acesta. În primul rând că sunt sănătoasă. Mă bucur cu rezultatele pe care le-am avut. Îmi doresc în continuare să muncesc, să-mi fac treaba cât se poate de bine și de ce nu să reușesc mai mult. Poți să faci o estimare cam în cât timp crezi că o să ajungi în top 100? Nu pot să fac o estimare, dar pot spune doar că îmi doresc enorm de mult ca până la sfârșitul anului să mă apropii de locul 100, de top 100. Acum depinde foarte mult și de starea mea psihică și fizică, în primul rând, iar lucrurile vor veni de la sine dacă voi vedea de treaba mea. Care e cel mai mare vis al tău ca jucătoare de tenis? Îmi doresc foarte mult să câștig Wimbledonul, pentru că am avut o relație specială încă de la junior cu acel turneu. Să ajung în echipa de Fed Cup, pentru că să joci pentru România este ceva unic, este ceva foarte frumos și foarte important pentru cariera unei jucătoare și de ce nu să ajung numărul 1 mondial.